Bună seara, vă spun din nou la o nouă emisiune. Sunt Daniel Fodorean și astăzi avem un subiect interesant pe care, de fapt, nu l-am ales noi, ci l-ați ales dumneavoastră. Un subiect pe care a fost ales de cei care navighează foarte mult pe social media, au scris foarte mult despre COVID și despre vaccin, cât și despre relația dintre vaccin și viața religioasă, viața spirituală. Deci, în această zi, această seară, am vrea să vorbim despre această relație, dacă există, dacă nu există. Avem doi invitați aici care au fost cumva într-o școală social media, au fost atacați pentru că și-au spus punctul de vedere vis-a-vis de vaccin și mi s-a părut oportun că sunt cei mai potriviți pentru astfel de discuție. Domnul profesor Odniel Bunaciu, vă spunem bun venit la această emisiune. Mulțumesc, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de celălalt invitat. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația și avem invitat și pe domnul pastor Samuel Tuțac. Ne bucurăm să fiți cu noi. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru oportunitatea de a fi împreună cu voi la așa o emisiune importantă pentru vremea asta tulbure în care trăim. Mulțumim pentru că ați acceptat să dialogați cu noi. Aș începe în seara aceasta făcând câteva precizări. Nu vom avea o abordare din punct de vedere medical. Cred că sunt specialiști în domeniu care și-au spus punctul de vedere. Am primit și un comunicat de la Asociația Medicilor Creștini prin care sunt explicate anumite aspecte vis-a-vis de vaccinare. Și în seara aceasta am vrea să vorbim mai mult despre relația dintre vaccin și tot felul de aspecte din Cartea Sfântă, Biblia, nume Cartea Apocalipsa vis-a-vis de semnele sfârșiturilor, vremurilor. Și aș vrea să vă întreb mai întâi de toate pe domnul Bunaciu, ce puteți să spuneți dumneavoastră despre relația dintre vaccin și viața spirituală a unui credincios? Ați trecut prin experiența aceasta pentru că v-ați spus punctul de vedere că ați dorit să fiți vaccinat. Aș vrea să încep cu o reflexie sau cu o afirmație preliminară. În primul rând, vreau ca toți interlocutorii să știe că eu respect poziția lor, indiferent care este aceasta. Și nu cred că ar trebui în acest context să pornim de la o altă premiză. Ne respectăm reciproc, mai ales în primul rând ca ființe umane și după aceea și ca și mergători pe aceeași cale a credinței. De aceea, chiar dacă cineva are altă perspectivă ca a mea, eu respect persoana respectivă și până la urmă este o alegere personală vaccinul. Dar există și o dimensiune reciprocă aici, pentru că am și eu dreptul să am un punct de vedere și îi rog pe cei care au alt punct de vedere să mă respecte și ei pe mine, cum îi respect și eu pe ei. Una dintre problemele pe care le avem în această discuție este că nimeni nu se mai ascultă pe unul pe altul. Toată lumea vorbește și toți vorbim cu glas tare și nimeni nu mai ascultă ce spune celălalt. Într-una din postările pe care le-am făcut, a fost foarte interesant că am spus că am hotărât să mă vaccinez. Dar n-am spus cu ce, pentru ce. Au fost 10 ore de dezbatere, am fost atacat, am fost susținut și după am spus, oameni buni, dar eu încă n-am spus, putea să fie vorba de orice vaccin. Până și prietenii au spus, ne bagi în confuzie acum, stai puțin. Deci, haideți să ne ascultăm unii pe alții. În al doilea rând, la nivel personal, eu nu cred că există o legătură, creștinește vorbind, teologic vorbind, între vaccin și credință. Da? Vorbind așa la nivelul de bun simț. Păi toți cei care trăim în lumea civilizată suntem deja vaccinați. Am fost vaccinați ca și copii, unii nici nu știm dacă ai fost vaccinat ca bebeluși. Deci toți suntem vaccinați. Deci suntem frați între ale vaccinului. Nu e nimeni care să nu fie vaccinat. E foarte greu să fii nevaccinat în lumea de astăzi civilizată. Da? Și în al doilea rând, eu nu văd că vaccinul apare în Biblie niciunde. Nu este o învățătură a Scripturii. Ca și dumneavoastră spun și eu, nu sunt medic și de aceea ar fi o prostie ca eu să încerc să
dau explicații științifice profunde despre ce e vaccinul și ce se face, ce nu se face, pentru că nu am competența aceea. Deci asta e răspunsul meu. Nu cred că există o legătură între vaccin și viața de credință. Există doar o opțiune personală și eu cred că e normal să avem dubii. Da? Dar una e să ai dubii și alta este să intri în tot felul de teorii. Justificări spirituale. Domnul Sami Tuțac, pastorul Sami Tuțac, care e părerea dumneavoastră vis-a-vis de relația vaccin și viața spirituală a unui credincios? Aș vrea să spun și eu exact ce spunea domnul Bunaciu mai înainte. Cu siguranță că respect și asta am făcut întotdeauna, respect alegerea fiecăruia cu privire la, nu doar la vaccin, ci la tot ceea ce ține de viața personală sau chiar și viața spirituală. Eu nu am pledat nici eu. Am rămas surprins să văd vehemența unora care nu-mi dădeau dreptul să-mi exprim un punct de vedere pe pagina mea de Facebook. Eu nu am intrat pe pagina nimănui să-mi dau cu părerea. Și nici măcar nu am afirmat că mă voi vaccina sau nu mă voi vaccina. N-am făcut propagandă nici pro, nici împotrivă. Pur și simplu, văzând că este o căutare din partea mai multor creștini, mi-a parvenit un video cu o mărturie a unui medic creștin pe care întâmplător îl cunosc foarte bine, a fost student în Timișoara, lucrează pe domeniul ATI chiar în Marea Britanie, e un creștin serios, este chiar pastor într-o biserică românească de acolo și deranjul cel mai mare a fost că omul ăsta a spus că vaccinul este o binecuvântare de la Dumnezeu, nu este semnul 666. De aici a pornit totul. Bineînțeles, unii nici măcar n-au observat ghilimelele, că nu eu am spus asta, el a spus. Pe urmă mi-am dat seama că oamenii nici măcar nu înțeleg ce înseamnă expresia asta, binecuvântare, sau ce înseamnă conceptul acesta. Pe urmă am văzut așa niște fracturi de logică care m-au pus pe gânduri, adică de când a apărut această epidemie, de acum pandemie, au fost rugăciuni și rugăciuni și rugăciuni și creștinii s-au rugat în biserică și încă se roagă ca Dumnezeu să ne dea o soluție, să ieșim din situația asta. Și dintr-o dată, în momentul în care s-ar părea că a apărut o soluție, au început interpretările. Ca să o scurtez, nu e treaba mea ce decide fiecare pentru el. Nu sunt de acord sub nicio formă cu vaccinarea obligatorie, dar așa cum s-a spus deja, și eu spun în plus, eu am acasă la mine un pașaport cu vaccinuri, un carnet cu vaccinuri. Am fost în Africa în misiune și pentru asta am făcut vaccinuri în valoare de peste 2000 de lei. Habar nu am exact ce conținea fiecare vaccin. Vă dați seama că era absurd să-i spun acelei doamne doctor care m-a vaccinat: stați un pic că nu am făcut analiza teologică la serul care îl aveți acolo și chestiunea asta, ca să vedeți până unde ajungem. Și să încheie aici partea asta, nu cred că există o legătură între creșterea spirituală, viața spirituală și vaccin. Mă gândeam zilele astea că unii ar fi capabili să adauge la cele 10 porunci a 11-a poruncă, să nu te vaccinezi. Că dacă te vaccinezi, atunci ești pierdut pentru veșnicie. Deci cred că aici trebuie... Și aici a fost deranjul meu, văzând maltratarea Scripturii, văzând că mereu și mereu trebuie să ascult tot felul de aberații de-a dreptul. Îmi pare rău. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în momentul în care interpretările astea se schimbă de la un an la altul, de la eveniment la eveniment, mi se pare că intrăm pe un teren foarte alunecos. Ați vorbit despre semnul fiarei, numărul 666, unde fac o asociere între vaccin și
acest semn al fiarei prezentat în cartea Apocalipsa de câteva ori. Ce părere aveți, cei doi invitați, ce părere aveți de această relație, semnul fiarei și vaccinul? Încep tot așa cu o afirmație preliminară. Din păcate trăim într-o lume deschisă de unii a post-adevărului. Și e un semn al vieții postmoderne și al lumii aceste, a modernismului târziu, și anume că tot interpretăm. Nu vedeți, alegerile sunt disputate, orice fapt este disputat. De ce? Pentru că oamenii interpretează, știți? E foarte trist, pentru că până la urmă există un adevăr al faptelor, nu? Este sau nu este? Dar am urmărit zile trecute un film interesant cu cei care cred că Pământul este plat. Este și o societate, Flat Earth Society. Are milioane de membri. Este incredibil. Da, oameni care își creează o lume a lor, un univers de înțelegere și totul funcționează potrivit. Și după aia e foarte greu să mai argumentezi cu asemenea oameni, pentru că n-ai cum, pentru că orice argument este circular și este readus înapoi și reinterpretat prin filtrul lor. Să vă dau un exemplu. Cifra 666 apare odată în Biblie ca semnul fiarei în Apocalipsă. Da? 13-18. Și acolo sunt, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar există documente în care, în textul în limba greacă, care știți în original a fost scris fără punctuație, deci sunt niște dificultăți să pui semnele, punctele, care au fost făcute de oameni ulterior, pe copii. Există documente aproape de original care au 616, dar să zicem 666, aia a fost o greșeală la copiile respective, da? Și acolo spune că este semnul unui om sau semnul omului. Există traduceri diferite și în limba română. Cornilescu deci spune un număr de om. De om, dar dacă mergeți la noua traducere, este semnul omului. Da? Deja, deci traducerile în sine induc niște idei. Dar nimeni n-a coroborat fiara aceasta cu Anticristul, pentru că Anticristul nu apare în Apocalipsa. Dar oamenii nu se mai gândesc. El apare în epistolele lui Ioan, nu? Și acolo el vorbește despre anticriști, despre oameni care sunt și se vor purta ca niște profeți falși. Da? În 180, Irineu, într-o lucrare a lui împotriva ereziilor, contra heresis, face această legătură între anticrist și fiară. Și de atunci, de-a lungul istoriei, s-au dezvoltat tot felul și, știți, am ajuns la chestia că poți să scoți numărul 666 aproape din orice nume, dacă folosești probleme sofisticate de numerologie, cu calcule, fie, până la urmă, dacă îți petreci foarte mult timp, toată lumea. Și de-a lungul istoriei a fost Hitler, a fost Papa, au fost mulți anticriști, da? Și acum mai de curând e Bill Gates. De ce? Pentru că Microsoft are un patent al cărei număr are vreo 12 cifre, dar între cele 12 cifre este și 60, 60, 60. Sunt 36 pe undeva, dar vă dați seama că are 95.000 de patente Microsoft. Deci putea să aibă 14 patente. Alea sunt date nu de ei, ci aleator de cineva. Microsoft are și ăla este un patent pentru microchip. Nu este. E o prostie, e o minciună. Ăla este un patent pentru un ceas electronic. Dar știți, toate detaliile se pierd și ele sunt puse într-o chestie de asta și atunci sunt mulți oameni care poate că nu înțeleg Scriptura, unii oameni care nu petrec timpul necesar ca să facă aceste legături și unii oameni care chiar manipulează, știți? Și atunci s-au făcut toate aceste legături și de 66 este semnul fiarei, fiara este anticristul, acum va veni sfârșitul, ori dacă cineva ar citi literatura apocaliptică, deci Apocalipsa lui Ioan. Știți ce? Apocalipsa nu este sfârșitul. Apocalipsa este dezvăluire, revelație. Da? În engleză chiar îi spune revelation. Deci ce s-a dezvăluit? S-a dezvăluit ceea ce se întâmplase acolo. Deci Ioan, părerea mea este că Ioan le spune contemporanilor săi cum să interpreteze ce s-a întâmplat cu căderea Ierusalimului, care fusese provestită de Domnul Iisus Hristos și cum să înțeleagă ei aceasta din perspectiva umblărilor de credință, care a fost un eveniment extraordinar de dur pentru evrei.
Interesant este că unii spun că COVID înseamnă 6-6-6-6, 4 de 6, nu 3 de 6. Domnul Tuțac, ce părere aveți de relația aceasta, semnul fiarei? Dați-mi voie doar să mai fac o înainte să las pe domnul Tuțac. Și mie îmi spun oameni, și văd interesant, oameni se tem de microchip și vin la mine cu telefonul. Și spun, băi, da, tu ai telefon, ai microchip în telefon și plătești abonament la el. Dacă tu chiar crezi că cineva te urmărește cu microchipul, ar trebui să n-ai telefon mobil. Ai cumva și card bancar? Că și acolo microchip și știe lumea ce cumperi, unde te duci, ce faci. Dacă tu chiar crezi, n-ar trebui să ai telefon electronic, n-ar trebui să ai microchip. Da? Deci dacă tu chiar crezi... Dar nu are pe mână. Și după aceea, la magazine, dacă te duci, codurile astea de bare, a fost și teoria asta, că codul de bare are 3 de 6, nu știu cum, a fost o speculație. Deci orice cumperi și are cod de bare, și ăla e cumva legat de 666. Deci dacă cineva ar vrea să trăiască fără microchip și fără pericolul lui 666, ar trebui undeva să se ducă într-o pădure, fără curent electric, fără nimic, ca să stea acolo singur și atunci e în siguranță. Atunci vor avea de face cu fiara din pădure, nu cu fiara... Da, l-ascultăm și pe domnul Tuțac legat de relația aceasta pe care o fac, conexiunea pe care unde o fac, vaccin, semnul fiarei, chip. Păi, vedeți, există această dorință, mi se pare mie, de senzațional la unii. Și cum spunea domnul Bonaciu, oamenii care nu sunt informați sau nu că n-ar avea nicio vină, pentru că eu cred că un creștin care preferă să se informeze din astfel de surse conspiraționiste sau eu știu, din predicile unor predicatori exaltați care an de an își schimbă interpretările în loc să se întoarcă simplu la Scriptură, aici văd eu vina lor, dar în rest, impresia mea este că unii caută cu orice preț să fie pe prima pagină și să găsească mereu și mereu tot felul de interpretări. Timpul nu ne permite. Eu chiar mi-am propus să fac așa o analiză. Am o serie de interpretări care s-au dat de-a lungul secolelor cu privire la numărul acesta, la fiara din Apocalipsa, și așa mai departe. Au fost chiar teologi serioși, aș zice, care au căzut în capcana asta. La un moment dat, de exemplu, reformatorii au considerat că papalitatea este anticristul și semnul e acolo la papalitate. Curios este că dacă te duci să vezi ce au spus teologii catolici, au spus că Luther este anticristul. Adică s-au afurisit, ca să zic așa, reciproc. Chestiunile astea, că pe fiecare sac de eu știu, ciment care îl cumperi sau pe fiecare chestiune cumpărată unde este codul de bare, au fost interpretări de genul ăsta, cu cardurile, cu așa mai departe. Eu personal, asta e o înțelegere a mea, când ați văzut cum spune acolo că este semnul omului sau un număr de om, mie așa mi se pare că acolo este un semn al să zic așa, al umanității, al lipsei de desăvârșire, dacă vreți. Dacă cifra 7 în Scriptură desemnează adesea desăvârșirea, 6-le este ceva care n-a ajuns la desăvârșire. Lipsa de perfecțiune, pentru că până la urmă, toți cei care au încercat să limite pe Hristos și să lupte cumva împotriva lui Hristos, n-au făcut altceva decât să demonstreze că nu sunt Hristosul cel adevărat. Și cred că cifra asta, până la urmă, e reprezentativă pentru umanitatea căzută. Da, sigur, sunt foarte multe lucruri de spus. Personal, și nu vreau să intru nici într-un fel de contradicție, însă trebuie să ne uităm cu atenție în Scriptură, pentru că nu doar în Apocalipsa se vorbește despre ceva ciudat care ar putea să apară sau așa mai departe, plus că hai să fim bineînțeleși,
Credeți că Dumnezeu a vrut să-i păcălească pe cei din primul secol? Pentru că unii spun că de fapt Apocalipsa n-a fost scrisă pentru creștinii din primul secol, ci a fost scrisă pentru noi, cei care trăim acum. Dar dacă, știu eu, omenirea mai durează încă 1000 de ani, atunci pentru cine a fost scrisă? Adică, credeți că Dumnezeu i-a indus în eroare pe cei din primul secol și nu lor li s-a transmis în primul rând mesajul acela? Și apoi, credeți că erau acolo lucruri ascunse despre tot felul de rachete și elicoptere și nu știu ce, care ei n-au înțeles acolo? Deci, interpretările astea mi se par foarte, foarte ciudate. Și apoi, cum deja s-a spus, uitați-vă în epistola 1 a lui Ioan, acolo se vorbește despre anticriști cu A mic și este și un anticrist cu A mare. Și mereu se spune că sunt acolo între noi, au ieșit dintre noi, cumva de-a lungul secolului de istorie creștină, anticriștii acestea sau Duhul anticrist, dacă vreți, a fost mereu și mereu prezent. Acum au găsit cei cu interpretările astea vaccinul. O să treacă treaba cu vaccinul și unii s-au supărat pe mine pentru că le-am spus-o în față. Voi războinicii luminii care sunteți cei mai tari și nici dacă vă moară nu vă vaccinați, o să vă vaccinați. Pentru că o să vreți să călătoriți, o să vreți să, eu știu, să faceți anumite lucruri și o să ajungeți să vă vaccinați. Cu timp o să acceptați că nu e chiar așa de gravă situația cum încercați să o spuneți. Deci nu văd nicio legătură între vaccin și de-a lungul semnul dacă, acesta. Dacă aș putea să adaug și eu ceva aici, cred că domnul Stuțac a spus un lucru foarte, foarte important pentru studierea Bibliei. Nu poate ca un text din Sfânta Scriptură să nu însemne nimic pentru cititorii pentru care a fost intenționat. Asta a spus domnul. Adică cei din primul secol care au citit Apocalipsa și Ioan se adresează lor. Aveai habar de Bill Gates sau de Hitler sau de Stalin sau de Papa sau de Luther? Deci trebuia să însemne ceva pentru ei. Ei citind textul ăla să zică, wow, normal că în vremul acela de persecuție, cum se bănuiește, și e foarte simbolică Apocalipsa, cum este și cartea profetului Daniel. Dar nu putea să nu aibă, în primul rând, ei să fi înțeles ceva. Că după aia, peste nu știu câți ani, 10 ani, va apărea un alt caracter, cum vedem de-a lungul timpului. Și din moment ce până acum niciunul din aceste caractere care au fost atribuite lui Anticrist nu s-a dovedit a fi adevărat. De ce ar fi Bill Gates mai adevărat ca Hitler și ca Stalin, că nu a fost mai faimos nici decât unul, nici decât altul? Și modificarea aceasta... Da, eu, numai puțin, dacă îmi dați voie, eu cred că mesajul care este transmis bisericii din secolul I în Apocalipsa este unul cât se poate de clar și simplu până la urmă și de care ei aveau nevoie într-o vreme de persecuție, și anume că la final, indiferent prin ce vor trece și care vor fi necazurile lor, persecuțiile și așa mai departe, în final, Hristos și cei ce sunt al lui Hristos vor fi biruitori. Ei vor învinge. În final, Hristos va învinge. Și uitați-vă, spunea Billy Graham, m-am uitat în ultimile pagini ale Bibliei și diavolul nu mai este. Pentru că se încheie la un moment dat, cel care câștigă în totalitate este Hristos și cei ce sunt al lui Hristos. Ei sunt biruitorii. Ăsta era mesajul de care ei aveau nevoie. Nu de Bill Gates și de chipuri și de așa mai departe. Și să știe că chiar dacă unii dintre ei vor ajunge martiri, se vor duce la moarte pentru credința lor în Hristos, până la urmă biruitorii sunt Hristos și cei ce sunt al lui Hristos. Una dintre speculații a fost că se modifică ADN-ul persoanei. Asociația Medicilor Creștini vorbește foarte clar că nu modifică informația genetică a persoanei vaccinul și nu interferează cu ADN-ul nuclear în această situație. Deci, inclusiv oamenii de știință spun că nu se produc astfel de modificări, dar aș vrea să vă întreb o întreagă istorie de speculație aici. ADN, semnul fiare este un fel de tatuaj.
Semnul fiare este un fel de chip, semnul fiare este acum vaccinul, o relație într-un fel dintre descoperirile umane, cele mai înalte descoperiri ale științei și acest semn al fiarei, cumva biserica poziționându-se, sau unii din biserică, într-o relație anti-descoperire științifică. Este corectă această afirmație sau cum percepeți dumneavoastră aspectul acesta? Aș face o distinție între cele două aspecte, dar în primul rând eu cred că cifra 666 de acolo, probabil că în contextul primei sute de ani, când a fost scris Apocalipsa, a însemnat ceva pentru evrei. Și mulți oameni care cercetează Noul Testament spun că ar fi putut însemna Nero. Pentru că, vedeți, toată această interpretare a Apocalipsei, care se bazează pe înțelegerea faptului că primii creștini au experimentat căderea Ierusalimului, care o profețește Domnul Iisus Hristos în modul acela dramatic, și acum au o persecuție împotriva lor, aveau nevoie de încurajare. Și Apocalipsa spune, Dumnezeu este totuși în control, stați liniștiți. Și ăsta, omul ăsta, care putea fi Nero, dar putea să fie, și există modul de a citi 666 în limba ebraică ca Nero sau ca împăratul care l-a urmat pe Nero. Asta este un aspect. Al doilea aspect, cel de care m-ați întrebat, este puțin mai subtil. Eu cred că există o dificultate de a înțelege știința și este în parte și datorită faptului că știința a devenit atât de complicată, știți? Și atunci vezi că vine cineva, am văzut acum, am trecut prin București și de la Statuia Aviatorilor până la Piața Charles de Gaulle, era luminat de Crăciun și acolo erau planetele și printre ele erau și viruși din aceștia COVID. Deci erau niște boluri albe cu niște piciorușe roșii. Așa, da, am vorbit cu un coleg care stă în zonă și zice, băi, eu nu i-am văzut pe aia, dar eu așa i-am văzut eu. Deci până la urmă, vezi, ajungi psihologic să crezi, să vezi ceea ce crezi. Și atunci, pentru că știința e așa de complicată și cine stă, îmi spunea cineva, a, păi acum toată vara am citit medicină. Păi am spus, om bun, un fost student de-a meu, am spus, un medic studiază zeci de ani medicină, face zeci de ani facultate, după aceea și așa, și după aceea zeci de ani practică. Și dacă vorbești cu un medic care are zeci de ani de școală și zeci de ani de practică, îți va spune, băi, eu nu știu exact cum e treaba asta. Și aici e problema, că i-am spus, este o diferență între a avea dubii și eu am dubii. De ce? În primul rând, nimeni nu pare să știe cum se răspândește virusul ăsta așa de bine. Prima dată ni s-a spus, este doar pe suprafețe, acum pe suprafețe numai așa, e în aer, toți cu mască, nu? Deci e clar că lumea nu înțelege foarte, te poți infecta sau reinfecta, e normal să ai dubii. Dar eu nu o să mă duc la unul care e pastor sau unul care paște oi să spun, băi, cum funcționează virusul? Deci când e mașina stricată, mă duc cu frânele să mi le repare un doctor? Nu! Dar dacă sunt bolnav, mă duc la mecanicul auto să-mi spună, domnule, ce tratament să-mi iau, știi? Dar cam așa facem noi, știți? Și atunci știința are și ea o datorie să devină puțin mai prietenoasă cu oamenii, să facă un efort în domeniul acesta. Dar este, de exemplu, dacă cineva spune, băi, am niște rezerve față de vaccin vis-a-vis de faptul că nu știm care sunt toate side effect-urile și dacă el își va arăta efectul și la anul, păi vaccinul de gripă trebuie să o faci anual. Și depinde de tulpinele dintr-o anumită zonă. Deci e clar, dar deocamdată tot consensul științific de oameni care sunt și n-au nici interes. Gândiți-vă, statul Israel, că noi creștinii suntem pro-Israel, dar statul Israel are rata cea mai mare de vaccinare. Credeți dumneavoastră că statul Israel ar face așa ceva poporului său? Doamne ferește, nu? Poporului ales? Doamne ferește, nu? Și atunci America, cea mai simbolul libertății și al creștinismului, face același lucru. Anglia, de unde au venit puritanii, fac același lucru. Acum, haideți să mergem pe mâna specialiștilor. Vine cineva și îți face acolo o schemă, îți spune o chestie, un pastor care poate nici el nu este foarte educat, poate nici el n-a citit foarte multe, îți face o chestie de asta ca și toată lumea se îngrămădește și aoleo, ce a spus fratele cu tare. Deci eu cred că ar trebui mai multă modestie din partea păstorilor,
atunci când vine la interpretarea lumii din perspectiva Bibliei, pentru că nu știm, da? Și ne facem de râs. Și eu vreau să vă mai spun un lucru. Există un aspect comercial al acestor... Există un aspect comercial, de exemplu... A promovării vaccinului sau nu, antivaccin? Nu, a promovării teoriilor conspirației. Uh-huh. A promovării vaccinului n-ai ce aspect comercial, pentru că nu o să-mi dea mie nimeni bani că mă vaccinez. Trebuie unii să-l plătești. Pun pe seama companiilor farmaceutice. Da, da, da. Păi și ce o să-ți dea bani că te vaccinezi? Asta e culmea, știi? Îți iau bani, ție sau statului care... Nu, dar de exemplu... Prin anii 80 a publicat un tip, nu mai știu numele, dar știu că am citit cartea, că eram tânăr, era și marea, The Great Late Planet Earth, marea planetă, pământ, da? Milioane de copii, omul ăla s-a îmbogățit și erau cu hărți, cum atacă în Armagedon, tancurile rusești, cu, era cu, bazată pe războiul rece. A făcut milioane omul ăla. Nu s-a întâmplat nimic, așa am citit un interviu. Eram chiar curios, doamne, nu s-a întâmplat nimic din ce a prezis el. A, păi încă nu, dar o să se întâmple altă dată. E simplu să spui asta. Dar cartea s-a vândut. Ba nu s-a făcut. Sau cu seria asta de Left Behind. Toată lumea, o, mamă, acolo, așa va fi. Ăla este un roman foileton. S-au supărat românii când Anticristul era din Carpatia. Și a zis, bă, nu se poate să fie de la noi, că noi suntem țară sfântă, grădina Domnului, Maicii grădina Domnului, cum să vină de la noi Anticristul, știi? Deci este și o dimensiune financiară și unul dintre ăștia este și dimensiunea aceasta socială. Că vedeți ce urmași au ăștia care sunt puterile conspirației. Mamă, mamă! Și de acolo se câștigă popularitatea, se câștigă... E culmea că unii dintre ăștia m-au abordat când am postat și eu și m-au atacat ei. Deci au spus, da, o faci pentru popularitate. Păi băi, dacă o fac, nu mai m-a atacat tu, că nu zice nimeni nimic. N-am nevoie de like-ul tău. Domnul Tuțac, ce puteți spune? Relația știință și biserică în domeniul acesta, cum vedeți? Deci eu cred că trebuie să fim rezonabili, trebuie să fim, așa cum spunea domnul Bunaciu, cu o doză un pic mai mare de smerenie. Când vorbim despre lucrurile acestea în care, într-adevăr, și medicii au dubiile lor și vreau să vă spun ceva așa foarte personal. Eu am doi medici în casa mea și unul dintre ei numai asta face, teste pe COVID, pentru că este genetician, da? Medic specialist în genetică, numai cu asta se ocupă. Și am avut niște discuții și am înțeles care sunt și rezervele, inclusiv din zona medicală, cu privire la unele aspecte. Pentru că unele lucruri chiar nu le știm și deja s-a spus despre asta. Mi se pare așa, cum să zic, nu vreau să atac pe nimeni. Dar eu cred că un pastor știe sau ar trebui să știe că conspirațiile astea, din punct de vedere așa psihologic, îi fac pe oameni să se simtă special. Exact. De-aia foarte mulți nu mai pot după asta. Dom'le, uite ce am descoperit noi, bula noastră în care suntem noi. Și eu mă mir pentru că se uită în gura unor oameni care, vă arăt eu, anul trecut au spus exact alte lucruri. Există unii care în fiecare an au perspectiva profetică. Doamne iartă-mă că se tot schimbă perspectiva profetică an după an. Deci eu cred că trebuie să rămânem la lucrurile care noi le știm și trebuie să facem ceea ce știm bine, adică să predicăm Evanghelia, să ducem pe oameni la Hristos, pentru că mântuirea sufletului este legată de credința în Hristos, nu de vaccinuri sau de orice altceva. Dar vreau să spun ceva, am văzut și medici creștini care ne-au dat lecție pe lângă Asociația Medicilor Creștini, care n-ați vrea să știți cât de atacați sunt și am rămas surprins să văd că sunt atacați inclusiv din zona mediei creștine. În schimb, media seculară care a văzut acest comunicat al Asociației Medicilor Creștini din România au avut niște cuvinte de mare apreciere față de medicii creștini vis-a-vis de problema aceasta. Și i-am văzut pe unii medici creștini care au avut curajul să vină și să vorbească despre asta. Am văzut cineva mi-a trimis un videoclip
cu începutul acestei acțiuni de campanii de vaccinare în județul Bihor și prima persoană care s-a vaccinat este chiar o persoană dintr-o biserică evanghelică, chiar baptistă. Și un medic tânăr a vorbit atât de frumos și a explicat și a răspuns și la întrebările și dubiile care le au unii. Și acum, iertați-mă, eu ce să fac? Să mă uit în gura acelor profeți care an de an își schimbă opiniile sau să mă uit totuși la niște specialiști care știu ceva mai mult? Așa cum mie, să știți, nu-mi convine când după ani și ani de studii de teologie vine cineva să-mi dea lecții de așa, nici la un medic cred că nu-i convine. Și apoi, nu știu dacă poate unii ați văzut, a fost un articol apărut undeva în vară într-o revistă serioasă de teologie din America și l-a tradus acum recent un pastor mai tânăr, un pastor baptist, despre rolul pastorilor puritani din Noua Anglie în anii când era epidemia de rujeolă, mi se pare. Și când, foarte interesant, medicii din vremea aceea au fost împotriva vaccinului, cei care au susținut vaccinarea și chiar s-au pus la dispoziția științei și a celor care încercau să găsească o soluție, s-au pus ei ca și cobai, dacă vreți. Au fost în grupul acela pe care s-a experimentat vaccinul. Și pastorii au găsit că, de fapt, Scriptura și teologia încurajează creștinii în direcția aceasta să privească aceste descoperiri ale științei ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și nu ca un blestem, nu ca semnul 666 și așa mai departe. Și uitându-mă la atitudinea acelor oameni de pe la 1600 și ceva, 1700, să știți că mi-am pus întrebarea, păi noi, evanghelicii de astăzi, din România, am evoluat un pic de câteva sute de ani sau am luat-o pe arătură? Deci iertați-mă, și uneori mi-am pus întrebarea, ce fel de evanghelici suntem? Ce fel de creștini suntem dacă avem această abordare de mult? Iertați-mă, ne-am supărat când unii ne-au atras atenția că fanatismul nu e calea și așa mai departe. Da, să știți, baptiștii au fost cam radicali uneori, dar n-au fost fanatici. Și fanatismul niciodată n-a făcut parte din etosul evanghelicilor serioși. Adică au fost radicali pe chestiuni, și nu intru în detalii acum, dar fanatismul acesta și abordările acestea, știu eu, în care nu lași loc și celuilalt, cum spunea Domnul la început, adică ajungi tu creștin să urli la mine efectiv, să țipi la mine, că tu ai dreptul să țipi, dar eu nu am dreptul să-mi spun opinia exact la mine în casă. Adică până la urmă pagina mea de Facebook e casa mea în care spun și eu ce vreau să gândesc. Și trebuie să-ți cer ție voie. Înțelegeți? Deci astea sunt lucruri care nu cred că se cuvin și cred că creștinii ar trebui să fie un pic mai serioși la aspectul acesta, mai gata să accepte și opinia celuilalt, mai gata să cercete, nu să înghită totul așa, numai fiindcă a spus nu știu cine. Pentru că dacă te uiți în Scriptura, nu greșește. Dar oamenii aceștia care mereu și mereu își schimbă interpretările, greșesc și greșesc profund și pe alții în rătăcire. Da? Și numai ceva mai spun. Nu vreau să intru pe un teren minat, și sper ca domnul Bunaciu să nu mă împuște acum. Știți că sunt aceste teorii cu privire la final, la necazul cel mare și așa mai departe. Există o grupare de frați, mulți dintre ei serioși, am prieteni între ei, îi iubesc, îi accept, așa mai departe, care cred că biserica va fi înainte de 7 ani de necaz și așa mai departe. Știți toată această abordare. Pentru mine a fost foarte interesant să văd că unii dintre cei mai aprici apărători, nu toți, unii nu s-au băgat în așa ceva, dar unii dintre cei mai aprici apărători a acestei abordări au fost și cei mai vocali, că semnul fiarei, că așa mai departe. Bă, oameni buni, stați un pic.
Că voi spuneți că biserica nu e aici când vine anticrist să pună semnul fiare. Păi de ce mai faceți scandal? Stați liniștiți. Lăsați să facă scandal măcar el alți, care cred că o să fie pe aici până la final, când vine Domnul. Deci mi se par așa foarte multe inconsecvențe care nu fac bine mișcării creștine într-o situație ca și asta. Creștinii au ocazia așa acum, în această confuzie, să fie sarea pământului și lumina lumii. De aceea aș vrea să vă întreb ceva despre cum să cultivăm discernământul spiritual într-o astfel de vreme, când apar tot felul de știri, ce ar trebui să facem. Interesant este că soția mea, având niște dubii, întrebări, să zic așa, vis-a-vis de vaccin, a trimis mesajul unui medic. Unui medic ca să-și pună punctul de vedere. Am descoperit astăzi că, de fapt, este cel care e parte din comunicatul acesta Asociației Medicilor Creștini și m-am gândit că toți avem parte de aceste mesaje, unele adevărate, altele false. Ce ar trebui să facă un creștin când primește un mesaj? Nu știu dacă e adevărat sau fals. Cum să creștem discernământul în viața noastră de creștin? Eu vreau să vă spun un lucru. Din nou, revin la chestia asta cu modestia. În realitate, sunt foarte mulți oameni care au o teorie a conspirației. Nu asta, dar una. Am citit un studiu făcut de un psiholog american. 50% dintre americani au o formă de teorie a conspirației. Undeva, o variantă, știți? Fie pe numărul 13, că e cu ghinion, adică nu așa elaborată, da? Și sunt anumite aspecte aici care țin de psihologia noastră. În primul rând, mai ales în situații, lumea a observat că asta se întâmplă în situații de mari tranziții, știți? Când s-a trecut la era tehnologică, au fost foarte multe suspiciuni față de știință. Când s-a trecut la... Și acum este o nouă tranziție la tehnologia asta digitală. Asta asigură un echilibru intern sau... Există această dorință pentru siguranță de care avem nevoie, certitudini. Și când lumea e în schimbare și anul ăsta a fost schimbarea asta cu media suprapusă cu criza pandemică, nevoia asta de certitudine a fost și la noi, nu? Deci în luna martie stăteam toți închiși acasă și auzeam cum merge poliția cu difuzoarele, te gândeai, măi, ce se va întâmpla? Deci cât de tare ai fi psihologic, nu poți să nu fii afectat. Există un al doilea aspect, nevoia ca să închizi lucrurile. Dom'le, trebuie să se închidă. Asta se întâmplă foarte mult cu cei care pierd pe cineva. La un moment dat trebuie să ai un moment în care să accepți că asta s-a întâmplat. Și atunci oamenii își găsesc astea în niște proiecții, da? Care au un scop ca să-și liniștească. Și astea sunt create de alți oameni în sensul acesta. Și mi se pare foarte trist. Pentru că, vedeți, asta a existat întotdeauna, a fost o ciumă în secolul XIV, care a venit tot din China, a venit în Europa și la un moment dat creștinii au crezut că evreii și țiganii, romii, sunt sursa epidemiei. Bine, nu se știa de transmisie, credeau că au șobolani și alții, pentru că ei nu mureau așa mult, au crezut că ăștia sunt sursa. Și în Strasburg, 2000 de evrei au fost omorâți de creștini, pentru că ei s-au crezut că ei sunt sursa ciumei de acolo. Deci asta a existat și atunci. Și atunci o parte din aspect este că noi trebuie să recunoaștem că asta este o problemă pe care nu au numai niște oameni. Înțelegi? Una este să ai o iluzie. Uh-huh. Un om bolnav, psihic, are o iluzie. Dar asta vine din interiorul lui. Știi? Și atunci există tratament. Pentru asta există... Știi? Dar acestea nu sunt iluzii de tipul acesta. Ele de obicei sunt ancorate într-o explicație pe care o dă cineva, o amplifică, îi trece. Și marea problemă este că oamenii sunt fie needucați sau nu gândesc analitic, nu gândesc critic. Că dacă ai gândit critic, ai pune 2-2, știi? Dar și atunci lumea se atașează afectiv de treaba asta. Și eu revin, și mi-a plăcut că și domnul Tuțac a spus, eu revin până la urmă la aspectul ăsta. Că asta e până la urmă. Eu sunt creștin, da? În contextul ăsta dramatic, Domnul Iisus ne spune să mergem să ducem o veste bună lumii. Vedeți, teoriile astea ale conspirației, totul e negativ. Lumea se duce de râpă, vine anticristul, totul e negativ. Unde e vestea bună? Vă aduceți aminte, am citit asta într-o carte și mi-a plăcut foarte mult. Martin Luther King Jr., da? El e un context în care negrii din America sunt ținuți acolo
rasism și exploatați și vor drepturile și așa mai departe. Și el merge la această comunitate de oameni în situații foarte dificile, care în momentul ăla sunt și persecutați. Și ce le spune? Eu am un coșmar, nu? I have a nightmare. Nu! Predica lui celebră a fost I have a dream. Oamenii aia care nu puteau să vadă. Noi ce mergem pe la oameni și le spunem? În criza cu COVID, pe care Dumnezeu a îngăduit-o în lumea asta. Avem un coșmar pentru voi în lume. Veniți și ascultați coșmarul creștinilor pentru lume. Nu e penibil. Care este visul nostru? Avem un vis pentru că avem o veste bună că Dumnezeu este Domn. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu este Domn și peste COVID. Și va folosi vaccinul și medicina și tehnologia ca să ne scape de asta. Și cei care spun că este diavolul Domn să fie sănătoși dacă ei cred asta. Dar nu este diavolul Domn, pentru că Biblia mea spune foarte clar, Iisus Hristos este Domnul și totul se pleacă sub El. Și de aceea dacă Dumnezeu într-o vreme ca aceasta a îngăduit o molimă ca aceasta, care nu știu cum a venit, El facilitează vindecarea și repararea într-un moment. COVID-ul va trece. O altă conspirație va apărea, da? Dar Dumnezeu este Domn și noi trebuie să avem această veste bună, nu un coșmar. Și aceea vreau să încurajez pe creștini. Dragii mei, aveți o veste bună pentru lume, nu un coșmar pentru lumea aceasta. Deci am putea spune educația este o soluție, cercetarea și menținerea chemării pe care Dumnezeu ne-a dat-o să fim oameni care să ducem vestea bună asta în lume. Nu, dar fundamental pentru mine ca și creștin, care e diferența dintre mine ca credincios în România și un om care nu este? Eu cred că Iisus Hristos este Domnul. Este Domnul vieții mele și al lumii. Și am speranță. Am speranță și atunci lucrez în sensul acesta ca să dau lumii acestea un viitor în sensul în care înțeleg eu scopul lui Dumnezeu. Și care e viitorul ăsta? Ca Dumnezeu să recreeze lumea asta căzută într-o lume intenționată de El. E o imagine pozitivă. Unde vezi tu imaginea asta pozitivă la toți conspiraționiștii cu anticristul, cu 666, cu chipurile? Trebuie numai să fugim, să ne ascundem, să ne... Nu există nicio... numai coșmar. Ăștia ar fi foarte bun să fie uneori regizor de filme de groază. Dar Biblia este o carte a speranței. O carte a speranței. Domnul Tuțac vrea să spună ceva, n-am auzit bine. Ce am spune? Zis coșmar pentru că așa au văzut în film și exact. Vreau doar să mai adaug aici ceva. Vedeți abordarea asta. E adevărat că sunt diverse probleme, sunt ciumi, vești de războaie, spune Domnul Iisus și vedem astea. Ele au fost, sunt, vor fi. Numai că în toată această abordare conspiraționistă lipsește esențialul. Acolo, în discursul acela magistral al Domnului Iisus de pe Muntele Măslinilor, Matei 24 și 25, în Matei 24 cu 14 spune foarte clar, Evanghelia aceasta mântuirii va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Atunci va veni sfârșitul. Adică Domnul Iisus explică foarte clar, celelalte sunt doar premărgătoare, dar noi, treaba noastră, este să ducem Evanghelia și acolo unde ajunge Evanghelia, pentru că Evanghelia e veste bună. Evanghelia aduce speranță, Evanghelia aduce credință, Evanghelia îi face pe oameni, pur și simplu îi schimbă, îi transformă pe oameni, îi face asemenea lui Hristos. Și asta trebuie să fie preocuparea noastră și mesajul nostru. Dar dacă tot timpul vedem numai lucrurile astea negative, noi nu mai avem de oferit un mesaj de speranță. Suntem doar niște oameni obosiți, necăjiți, speriați, parcă abandonați pe aici, parcă am fi ai nimeni noi. Nu ăsta e mesajul pe care noi trebuie să-l transmitem. Și vă rog să mă înțelegeți, nu vreau să pledez pentru un optimist din ăsta așa super evaluat sau eu știu. Nu, dar un realism, pentru că nici pesimismul ăla care numai totul e negru și așa mai departe, nu este calea de care oamenii au nevoie într-o vreme ca și asta, ci Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că Evanghelia este cea care aduce viață, aduce speranță, aduce mântuire pentru toți oamenii și ceea ce trebuie noi să facem este să prezentăm mesajul acesta plin de speranță
Și exact cum spunea domnul Bunaciu, noi cei care știm că Iisus Hristos este Domnul, dacă o știm cu adevărat și credem cu adevărat în inima noastră, atunci haideți să lăsăm să se vadă asta și în ceea ce spunem, în ceea ce facem, la modul cum ne relaționăm în societate, la răspunsurile care le dăm oamenilor care așteaptă răspunsuri de la noi. Mulțumesc mult! Trebuie să ne apropiem de încheiere și am început cu vaccinul și am finalizat cu cel mai important lucru, cu Evanghelia și cu speranța pe care o dă ea, fără să uităm că discuția noastră a fost despre vaccin, dar aș vrea să aveți fiecare un mesaj de final. Ce ați recomanda în această situație, în perioada aceasta în care suntem noi? Eu aș recomanda în primul rând de fiecărui om să se informeze. M-au întrebat mai mulți oameni ce recomandări dați membrilor. Eu nu pot să dau membrilor mei o recomandare vis-a-vis de un lucru la care eu n-am competențe. Fiecare trebuie să se informeze, fiecare trebuie să-și ia datele potrivit modului în care înțelege cel mai bine și să-și aleagă o decizie. Eu am probleme cardiace, de exemplu, și doctorul îmi spune, uite, ăsta ar fi tratamentul, eu pot să-l iau sau să nu-l iau. Deci pot să zic, lasă că mă vindec fără ele. Dar până acum l-am luat și merge foarte bine. Și știu că sunt și efecte adverse, dar am mers pe mâna doctorului pentru că știe mai multe despre ce am eu decât știu eu. Din cealaltă perspectivă, noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, pentru că până la urmă soarta noastră este în mâna Domnului și cu vaccin sau fără vaccin, tot în mâna Domnului este. Dar din perspectiva mea, eu cred că Dumnezeu lucrează în continuare în lumea aceasta și prin medici și prin tot felul de meserii spre a-și realiza scopul său. Și noi suntem parte din această realizare a scopului lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, alegerea este a fiecăruia. Nu poate nimeni să impună să ia sau să nu ia vaccinul sau să-l facă sau nu, sau ce vaccin să-l facă. Bineînțeles că eu la nivelul practic mă gândesc, eu călătoresc foarte mult și s-ar putea să nu fie posibil să te urci într-un avion fără să fii vaccinat. Așa cum spune domnul Tuțac, și eu m-am dus în Africa, am și eu un pașaport galben în care scrie acolo ceva tifoidă, nu știu ce, și nu puteam să intru într-o țară fără ăla, pentru că n-aveau chef să aibă de-a face cu unul din Europa care se îmbolnăvește de febră tifoidă, pentru că a fost el cu o mentalitate medievală și n-a vrut să-și facă vaccin. Deci era alegerea mea, ori dacă vreau să mă duc acolo, mă vaccinez, dacă nu, stau acasă. Deci eu cred că și asta va rămâne așa și nu e obligatoriu până la urmă, dar vor fi consecințe, cred eu. La fel cum este și cu gripa. Eu de 2-3 ani, pentru că am ajuns la vârsta asta, mă vaccinez de gripă și mi-a mers foarte bine. Și încă 5G-ul nu m-a afectat, că mă gândeam că dacă aș avea 5G mi-ar putea conecta iPad-ul direct la el, știi, și nu m-ar mai costa abonamentul, dar deocamdată nu s-a ajuns acolo. Mulțumim, domnul Tuțacu, mesaj de final? Mesajul de final este aproape identic cu a domnului Bunaciu. Cred că e bine să fim moderați, să fim înțelepți, pentru că e nevoie de multă înțelepciune, să avem discernământ, să ne informăm, să nu credem că le știm pe toate, să lăsăm specialiștii să-și spună cuvântul. Dar, desigur, nu cred că cineva trebuie obligat să facă ceva care nu, știu eu, nu-l lasă conștiința sau nu, dar fiecare își asumă. Dacă va vrea să facă vaccinul, îl va face, dacă nu, nu. Și cred că aproape ajungem într-o chestiune ca și acele chestiuni din Roman 14 și 15. Da? Cine mănâncă să nu judece pe cine nu mănâncă, cine se vaccinează să nu judece pe, să nu zică că ea care nu se vaccinează, eu știu, sunt proști, și ăla să nu zică că sunt vânduți sau de acum pierduți pentru totdeauna. Cred că trebuie să fim rezonabili și să rămânem lângă Scriptură, să fim oameni, să fim înțelepți și să dăm dovadă de faptul că într-adevăr l-am cunoscut pe Hristos și Hristos domnește și trăiește în viața noastră. Nu cred că trebuie să avem o atitudine așa dominată mereu de frică. Zicea John Stott, e un pic contradicție în termeni între un creștin și frică, mereu frică, frică. Frică de ce? Haideți să ne încredem în Domnul, să mergem înainte și eu cred că pandemia asta va trece, vor veni altele, vor veni și alte conspirații,
Și cred că și nevoia asta de a te simți special, până la urmă o rezolvă Hristos. Pentru că dacă ești în Hristos și ești o făptură nouă, ce vrei mai special de atât? Vă mulțumesc pentru că seara aceasta ați fost cu noi, atât domnului Bunaciu cât domnului Tuțac. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Aș vrea să concluzionăm. Discernământ este o cale bună de a aborda situația. Alegere, fiecare va alege pentru el și în funcție de alegerile noastre vor exista cu siguranță și consecințe. Și cel mai important, încredere. Încredere în Dumnezeu, care cunoaște prezentul, dar și viitorul nostru și care va rămâne domn peste ele, indiferent de situațiile prin care noi trecem. Vă doresc o seară bună în continuare.